duc să fumez la femei. Profu, să nu mă spuneți la mama că nu mă mai lasă la televizor. Bine ați venit la Școala de Toxici! Locul în care unii dintre cei mai toxici copii din comunitatea de Stumbleguys vin pentru a învăța cât mai multe lucruri și pentru a-și reglementa comportamentul pentru a nu mai fi răi. Scopul meu ca profesor este să educ pe elevi prin activități distractive și captivante prin care pot învăța mult mai ușor lucruri elementare despre Stumbleguys, viața reală și a nu mai fi toxic. În acest episod le-am pregătit un test surpriză din Stumbleguys. Hai să începem cu a doua zi de școală, la Școala de Toxici! Să sperăm că de data asta o să fie cât mai ok. Bă, da, mi se pare că vă prea puțin, adică știu că parcă erau 5, nu știu ce se întâmplă, dar iar sunt nebun, uitați-vă cum să bat ăștia în pauze, în toate astea, eu nu înțeleg care este faza cu copiii aceștia, dar astăzi o să le pregătesc o surpriză mare, bine, sper să se, nu cred că o să se bucure de fapt, dar astăzi o să le dăm un test și o să fie un test bazat pe ascultare, o să iau pe fiecare pe rând, să vedem ce știu, ce cunoștințe au băieții din Stumbleguys, deoarece o să-i întreb 3 întrebări legate de Stumbleguys și să vedem dacă aceștia o să răspundă bine sau nu, să vedem dacă și-au făcut temele de acasă, cum ar veni, dacă s-au pregătit, dacă știu astea elementare din Stumbleguys, sunt niște chestii, nu sunt chestii foarte grele de început. Hai să mergem spre ei să vedem ce fac ăștia și să sperăm că o să fie o zi cât mai liniștită, să nu fie obositoare absolut deloc. Hai să trecem la ora, că deja a trecut timpul și trecem ora asta și nu mai apuc să le dau tips la copii. Hai să trecem, gata. Bună ziua, copii. Ce faceți? Cum sunteți astăzi? Bine, sunt supărat. Da, am o întrebare, nu mai era un băiat, nu parcă erați 5 persoane aici? Nu, a lipsit, am vorbit eu că l-a lipsit. Ok. Mi-a luntă de Paște, așa. Da, mi se pare că sunt... Poftim? A spus că e răuțit. Bun copii, dar mi se pare, nu știu, că sunteți schimbați, adică nu aveți aceleași haine pe voi, nu știu ce se întâmplă. Da, sunt doi copii noi, am vorbit eu cu ei să vin aici. Castore, cum adică sunt doi copii noi? Adică numai... Păi și uite, ceilalți unde sunt? El da... e nou și el e nou. Păi și acesta cine? Cine cel din spate? Că are ăsta schimbat. Sau... Ba, nu, capa, că parcă capa așa era îmbrăcat, nu? Nu. Bun, era. Deci fiți atenți. Bun, Castorul și capa și voi doi pe tine, cum te cheamă băiatul din față? Mă cheamă Lux. Ok, și câți ani ai tu? Am... 8 ani. Ai 8 ani, ok, Lux, ok. Și cel din spate, cum te cheamă, băiatul? Cum te cheamă pe tine? Pe mine? Da, pe tine. Cum mă cheamă? Cum te cheamă, spune. Pixu. Ok, Pixu, da. Și câți ani ai Pixu? Am 12 ani. 12 ani ai Pixu, ok. Bun, deci Pixu și cu Lux, noi colegi. Sper că v-ați împrietenit. Capa și cu Castor, v-ați împrietenit cu ei? Da. Eu i-am adus aici, ți-am mai zis. A, tu i-ai adus, ok, bă, dar nu știu, știi cine mai era pe aici? Era Spider, era Alex și da. mai era Capibara, dar ei unde sunt? Au lipsit Capibara. Astăzi. Cred, au lipsit. Cred că Spider ăla zicea că se duce la fotbal, deci cred că l-a tot la fotbal, a rămas, da. Nu cred că l-a mai scos de pe terenul de fotbal. Cred că Capi e la karate. Capi la karate, am înțeles. Alex e depresiv. Se discută, Alex, da, era supărat că, na, în fine, nu mai vorbim și atât. Gata, băieți. Mamă, te-ai făcut și boxiuri acum, mă? Să nu se mai ia băieții de tine, să nu-ți mai dea bullying, nu? Bun copii, haideți să facem o chestie acum. Deci astăzi, ca să vă spun așa direct, să nu mai stau să vă zic așa prea multe, vă zic direct, astăzi o să dăm un mic test. Castore, nu mai fi supărat că o să fie, o să vă zic, nu mai fi supărat că o să fie un test foarte ușor și chiar o să vă placă, adică să vă zic, o să fie un test legat de Stumbleguys, adică o să fie niște 3 întrebări vă dau, ok? Vă iau pe fiecare pe rând, că încep de aici, după mă duc aici, după mă duc în spate și tot așa. Bun, și de unde să începem? Hai că am zis că încep din partea asta stângă, deci Lux, hai că începem cu tine. Deci 3 întrebări pentru tine, Lux, ok? 3 întrebări, okay. Toate sunt la fel, vă iau pe fiecare pe rând, n-aveți voie să vă ziceți, adică eu nu o să zic dacă e corect sau nu, pentru că o să vă iau pe fiecare pe rând și voi auziți răspunsurile. Și nu vreau să vă zic pe rând, deci ați înțeles voi cum stă treaba. Bun, deci avem 3 întrebări. Cu care vrei să încep? Cu prima, a doua sau a treia? Cum vrei să... Alege tu un număr. 2. Ok, păi 2, eu zic că e o întrebare foarte ușoară. Cine a avut înainte și cine deține acum Stumbleguys? Cine a avut înainte? Da, cine a avut înainte și cine îl deține acum? Adică ambele companii, le zici pe ambele. Prima oară zici cine a avut înainte și după zici cine l-are acum. Sau cum știi tu mai bine. Dar să precizezi cine l-a avut înainte și cine l-are acum. Cine l-a avut înainte, compania a fost KitKat Games. KitKat Games, ok. Și apoi a doua este Scopely. Scopely, ok, bun, deci eu nu zic nimic, adică nu am voie să vă zic imediat, pentru că o să intre pe fiecare la rând și vreau să văd dacă știi sau nu. Cine vorbește acum? Aveți aceleași întrebări, de-aia nu vă zic răspunsurile. Ca să fie, pe eu zic că e mai bine să avem aceleași întrebări, să nu există discuții. Păi domnul, eu știu că sunt... Păi lasă că te întreb următorul când o să vin la tine. Câte speciale există în joc? Bă, Castore, mă ajuți? Bă, fără ajutor, deci nu mai șoptiți pe aici, că nu e voie să șoptiți, deci vă zic de acum, în caz să nu șoptiți. Bine. Bă, spune.
Știi câte speciale există în joc? Zi repede. Deci ai la dispoziție 30 de secunde să răspunzi că este o întrebare. Nu e foarte grea, adică poți să zici două cifre. Bun. 18, ok, deci ăsta e răspunsul tău final, 18, da? Bun, hai să trecem la ultima întrebare. Care este data lansării a jocului? În ce zi, în ce an s-a lansat și în ce lună? 30 de secunde la dispoziție, dacă nu faci mai repede, papa, o să pici testul. Bun, deci știi sau nu care este data lansării? Știu. Bun, deci ai zis că știi, da? Păi spune-mi care este. 7 octombrie 2022. Domnul, da, noi trebuie să spune, zicem spune, capa. Anul și ziua. Da, trebuie să zici și ziua și luna și anul. Adică când s-a lansat direct. Bun, hai Lux, știi sau nu știi? Știu, 7 octombrie 2022. Cât? 7 octombrie 2022 ai spus? Da. O să zic la final care au fost răspunsurile. Deci astea sunt toate răspunsurile tale. Ține minte ce ai spus, ca să vedem după dacă iei nota 10 sau nu o iei. Hai să trecem și la Castorul. Castorul, poți să-mi spui și tu ce ai făcut tu astăzi? Adică dacă ești pregătit de acest test, ai pregătit de test? Păi nu, că eu nu știam că e test, de ce nu mi-ai spus? Nu știai? Păi da, v-am zis că s-ar putea să dăm un test surpriză și o să fie foarte ușor, dar dacă nu ești atent, Castore, nu știu ce să-ți fac. Că mă pregăteam. Adică bine, hai că e ușor, ai văzut. Deci aceleași întrebări. Câte speciale există în joc? Poți să spui tu câte speciale există în joc? Eu cred că 18. Ok, deci 18. Și acum a doua întrebare. Cine a avut înainte și cine are acum Stumble Guys-ul? Eu zic că KitKat Games. Așa. Ok, și ultima întrebare. Care este data lansării Stumble Guys? 2021. Așa. În octombrie pe 7. De 7 octombrie 2021. Bun. Deci Castore, ai trecut testul. Adică nu știu dacă ai trecut testul, dar ai terminat întrebările și acum trecem în partea stângă la Kappa. Kappa, vreau să-mi spui ce știi tu astăzi dacă te-ai pregătit de test. Am pregătit foarte mult. Știu toate răspunsurile. Ești sigur de asta tu? Eu știu doar două. Ok, bine, dar nu spune. Acum că spui când îți vine rândul. Kappa, spune și mie. Cine a avut înainte și cine are acum Stumble Guys-ul? Deci, acum are Scopely. Înainte a avut KitKat Games. Ok. Și, o companie africană sau ceva de genul vrea să cumpere Stumble Guys-ul. Mamă, păi tu ai și informații secrete, dar nu știe nimeni de ele. Tu de unde știi treburile astea? Eu chiar nu știam. Câte speciale există în joc? Spune-mi tu repede dacă știi. 18, nu știu exact, dar așa știu. Câte ai spus? 18. 18 speciale, bă, ok. Și acum care este data lansării Stumble Guys? Ultima întrebare. Știu data exactă. Data exactă? Hai să vedem dacă știi tu data exactă sau nu. Dar sper că nu ți-a spus nimeni, nu? Nu, nimeni. 2021. Ok. Septembrie a 12-a. 2021, septembrie a 12-a? Ok. Ok, ăsta e răspunsul tot final, ok, bun. Bun, Pixu, am trecut și la tine acum. Spune-mi dacă știi tu ceva astăzi. Te-ai pregătit pentru testul acesta sau ai spus parcă mai devreme că nu te-ai pregătit, că nu ți-a spus nimeni? Nu ți-a spus nimeni. Oricum, e ușor. Eu cred că e ușor, adică ai auzit întrebările mai devreme, ai avut timp de răspuns, ai auzit întrebările de la ceilalți. Poate știi, poate te ajută chestia asta. Eu zic că te ajută foarte mult chestia asta. Și vreau să îmi zici prima întrebare. Câte speciale există în joc? 19, pentru că s-a băgat Bolt și 19. Ok. Și dacă dai, păi, așa știu. Am văzut. Cine a avut înainte și cine deține acum Stumble Guys-ul? Înainte o fost al lui KitKat Games, dar așa. L-a furat Scopely, că n-au avut bani să facă. Bun, Pixu, care este data lansării Stumble Guys? Ultima întrebare pe care am să-ți o pun. Și cam atât o să fie și cu testul. Și după vă zic răspunsurile la toți. Știu, dar stai să mă gândesc. Stai că caut pe Google. Bă, alo, bă, ce faci mai aici? Acum să cauți pe Google, alo. Poate... Îți... Nu copiez, profu. Știu data lansării. 2023, 3 ianuarie. Da, corect. Tu ești sigur că ai ghicit, ok. Bun, haideți acum să facem și noi aici. Hai să vă zic răspunsurile. Bun, deci corectează testurile așa puțin în liniște și bam, hai să vedem. Acum, hai să vedem care a făcut răspunsurile corecte și care nu. Hai să vedem. Bun, deci 4 persoane sunteți aici. Voi pe fiecare părând să vedem cum... Bă, stai mă. Stați puțin că mă sună cineva, stați că îmi sună telefonul, stați că mă duc puțin aici, mă duc puțin mai departe acum. Alo, da, cine este la telefon? Alo, mă auziți? Da, vă aud, dar mi se pare vocea cunoscută, poți să-mi spui cine? Spider la telefon. Spider, bă, Spider, tu ce, de ce nu ești la ore, de ce n-ai venit la ore, dar chiar, că mi-au zis băieții meci, că meci, nu vii. Ai meci, ok. Păi și da, fii atent. Joacă rapidul de mine cu ăsta. Păi de ce m-ai sunat? Pentru ce m-ai sunat? De ce n-ai venit? Am auzit că dau proștie a test. Bă, nu mai vorbi așa că sunt și ei copii mici și na, tu ești mai mare decât ei și trebuie să înțelegi asta. Profu, ce a zis?
A zis că sunteți super tari. Da. Așa, bun. Spider, păi și dacă dau ăștia test, ce vrei să-l dai și tu de acolo, de unde ești tu, ca să iei notă, sau de ce m-ai sunat? Normal. Normal, ok. Păi și crezi că știi tu întrebările, știi să răspunzi, știi răspunsurile? Eu nu știu. Îl dau. Ca și mine. Fii atent, că te dau pe difuzor ca să audă toți ceilalți, ca să nu zică că facem pe aici niște manevră. Preferințe, niște de-astea. Da, niște manevre, exact. Bun, Lica! Deci trei întrebări. Așa. Nu le caută, că vorbește cu mine, cum să le caute, că deja vorbește cu acolo. Nu, zicea un băiat de Google că stă unul pe telefon, în fine, nu contează, nu era vorba de tine. Spider-e, câte... Nu caută mă nimeni pe Google, stai liniștit. Câte speciale există în joc? Asta e prima întrebare. Câte speciale există în joc? Bun, Spider, dacă ai zis că te-ai pregătit, spune câte speciale există în joc. Zi un număr exact, pentru că vreau să văd dacă știi sau nu. Prima întrebare este aceasta. 19. 19? Da. Pentru că e pe joc. Bun, deci tu ai zis că sunt 19, ok. Cine a doua întrebare? Cine a avut înainte și cine are acum Stumble Guys-ul? Nu știu. Nu știi nici cine... Cine l are acum? Hai că acum când intri în joc îți apare clar cine l are. Hai că e ușor asta. Eu zic că acum e mai ușor. Te atenți că... Copeli. Copeli, ok. Și înainte nu știi cine l-are? Nu, că nu mă jucam eu atunci. Și ultima întrebare, care este data lansării Stumble Guys? Pe calculator, pe telefon. Hai spune, care este data lansării Stumble Guys? Stumble Guys întreg. Stumble Guys, când s-a lansat prima oară jocul Stumble Guys? În ce an? Hai să luăm așa ușor. În ce an? Te ajut, dacă nu știi, că văd că tu ai zis că te-ai apucat mai târziu și nu prea știi. 2022. Acum luna. Hai să zic că e o lună, nu e chiar nici la începutul anului, dar e spre sfârșite. Dar să nu cauți pe net. Nu cau, păi cum mă, că eu aștept aici să-mi dea ăsta pasă. Păi ce mă, tu vorbești de pe teren? Tu ești în meci acum. Ca să nu cine apoi și te nu știu luna, nu știu luna. Și o zi nu poți să zici, deci nu știi, nu? Ok, am înțeles. Și ziua? Duminică, 7, pe 7, octombrie. 7 octombrie? Ok, da. Ok, deci te-ai reglat spre final. Hai să începem cu tine. Deci prima oară ai zis că sunt 19 speciale, ai zis corect, ok? Este corect, 19 speciale, de aceea s-a adăugat o nouă specială. A doua întrebare. Am zis cine a avut înainte și cine deține acum Stumble Guys. Tu ai zis că știi doar de Scopely, deci ai primit jumătate de punct. Până acum, tu să zic că la primul... Deci... Tot am zis corect aici, tot am zis corect. N-a spus tot corect, stați puțin că vă iau pe rând, ok? Acum vorbesc doar cu Spider și după vorbesc și cu voi la rând, ok? Ați înțeles? Da. Bun, acum, Spider, deci ai acumulat 3 puncte până acum, de aceea ai zis că sunt 19 speciale, ai un punct din oficiu care înseamnă nota 4 și acum ai zis dintre KitKat Games, da, treci clasa, să sperăm, ai zis KitKat Games, n-ai zis, ok? Asta a fost înainte. Deci acumulezi doar 1,5, adică un punct jumate din 3, deoarece ai răspuns doar la o chestie. La data lansării Stumble Guys o să acumulezi în jur de 2 puncte, hai să zic 2 puncte, da, 2 puncte acumulezi pentru că ai zis 7 octombrie, iar anul nu l-ai ghicit, ce drept era 2021 și tu ai zis 2022. Deci 7,50, bun, nota 8, se rontușește și ajunge nota 8, bun, ai trecut clasa, cum ai zis. Deci, bă, gata mă, că te dă bă la afară de pe teren dacă te aude, că nu știe. Ce știe ăla că vorbești la telefon? Nu. Păi așa, gata. Bun, acum trecem la Lux. Lux, din câte știu eu, Lux a zis toate răspunsurile corecte. De fapt nu, a zis 18 speciale, deci Lux, din păcate, n-ai știut 18 speciale. A spus 2022. Dar chiar b-a spus și 2022. Bun, păi Lux, fii atent. Tu, hai să zic că ai fost aproape la prima, îți dau un punct, cu încă un punct, 2 puncte, încă 2 puncte, că a zis 7 octombrie corect, a luat nota 4 până acum, mamă, și acum, iacu. E ok, a zis KitKat Games și Scopely, înseamnă că ia nota 7, s-a descurcat mai bine, Spider, ce-i drept? Bun Spider. Hai da, cam atât. Bune. Capa, gata, fi cu minte că Castorul... Capa, fi cu minte, Castorul s-a apucat deja de box, după cum poți să vezi. Capa și Castorul... Degeaba s-a apucat de box. Vreau să-l testez o leacă. Păi, hocă, abia început și poate în câteva luni o să te bată pe bune. Castorul, câte speciale ai zis tu că există în joc? Ai zis 18, corect? N-ai ghicit, ești tu tot un punct. KitKat Games și Scopely ai zis corect, da? Bun, deci ai 4 puncte, cu încă unul 5...
Ce ai zis la următorul, ai zis corect la tot? Nu știu. Deci înseamnă că iei nota 8. Eu din câte mi-amintesc, parcă ai zis bine data la însări din câte mi-amintesc, deci iei nota 8. Tu nota 8, Lux nota 7, Spider nota 7.50, acum Kappa. Kappa, câte speciale ai spus tu că există în joc? Ai spus că 18? Bun. Ai zis că Genshin și scoperi și că mai apare încă o nouă informație, ca și cum cineva ar vrea să ia Stumble Guys-ul din nou. Nu știu de asta, dar pentru asta o să-ți măresc un punct în plus, chiar dacă ai greșit ceva. A zis doar așa ca să primească puncte. Păi da, n-am zis ca story, n-am zis nimic de asta, că să primești punct în plus dacă faci, nu știu, n-am zis nimic. Și data lansării, cum ai zis tu, care este data lansării? Când ai zis tu că s-a lansat? 2021, septembrie a 7-a. Asta e data de pe, adică nu, a 12-a, nu a 7-a. Asta e data de pe telefon. Ai zis a 7-a, minți? Ai zis a 7-a prima oară. Nu am zis a 7-a, am zis a 12-a. Da, da. Păi și a 7-a și a 12-a niciunul nu e corect, deci ca să spun așa, Stumble Guys s-a lansat în 7 octombrie 2021 și tu de aici ai acumulat doar un punct, că ai zis 2021. Deci ai un punct de aici, de la Kika Games și Scopely, 3 puncte și îți mai dau un punct în plus că ai zis informația aia despre care eu chiar nu știam. Sper să fie adevărat, dacă nu, nu o să fie prea bine următoarele dăți, deci sper să nu mă minți. E adevărat, vă zic și cât și cât vor să din pe Stumble Guys, dacă vreți. Hai, lasă, nu mai spune prea multe, că nu-ți mai dau alte puncte în plus, ca să știi dacă vrei să spui despre asta. Deci, Kappa, fii atent. Tu ai primit 3 puncte de la cine a deținut la a doua întrebare, ai primit 3 puncte cu încă un punct în plus 4, cu punctul din oficiu ai luat 5, da? Încă un punct de la data lansării 6 și cu specialele nu le-ai ghicit pentru că a fost acolo, dar o să-ți dau un punct, cum le-am dat celorlalți, că au fost foarte aproape, tu ai zis 18 la fel ca ei, din păcate a fost 19, cum a zis Spider și cum a zis Pixel, dar, da, tu ai luat tot nota 7 ca Lux. Profu, am luat de spus. Da, Castore. Mai știi dansul meu vechi? Da, mai știu dansul tău vechi, de ce? Mi-am făcut un nou dans, uite. Profesor! Mamă, ce dans, bă, da, tu te duci și la dans și dans și box, tu cât te faci, mă? Nu, da, m-am luat și la dans, profu! Profu, mie nu mi-ai dat notă. Păi acum e rândul tău, cât vrei, da, vrei să pun pixul pe foaie, ce vrei să fac, vrei să te însemnezi pe față sau ce vrei să-ți fac? Bun, Pix, ai spus că există 19 speciale la prima întrebare, deci ai luat 3 puncte, până acum 3 puncte, un punct din oficiu 4. La a doua întrebare ai răspuns corect Kitka Games și Scopely cu 4 plus 3, 7. Bun, și data lansării, din păcate ai greșit după toată și rămâne nota 7, deoarece tu ai zis 2023, 9 ianuarie sau nu mai știu ce ai zis, sau 3 ianuarie, habar n-am, da. Nota 7, Pixu, nota 7, Kappa, nota 7, Lux, nota 7 și cei care s-au pregătit totuși, bă, da, pentru Castro, nota 8, ok? Dar pentru, păi nu, vorba vine că ați luat note mai mari, cei care au știut mai multe, Castor și cu Spider, care Spider, impresionant să fie, el era de pe terenul de fotbal, adică el n-a zis absolut nimic, adică da, felicitările da, lui, Spider foarte, e, foarte da, bun Spider. Spider e și mare. E mare Spider, păi e mai mare, dar vezi, el nu s-a jucat dinainte și tot a știut, deci felicitări pentru Spider, puteți să-l aplaudați, vă rog să-i faceți ceva, să-l felicitați. Că nu vreau. Bă, gata. Ai căutat pe Google, tu minți că erai pe teren, dar ți era lene să mergi. N-a căutat, mă, pe niciun Google, că n-aveam cum să caute pe Google, doar de ce era pe apel cu noi și nu putea să iasă copii. Fiți și voi. Puteți să apreciați puțin munca unui om care și-a luat din timpul lui acolo, era el acolo pe teren să juca fotbal și pierdea meciul și el a venit să-și anota. Deci măcar pentru sacrificiu să-i dai pe acolo să-l felicitați puțin. Oricum ești bravo, mă, hai că vedeți, bravo, voi toți vă iau la rând. Bă, toți iau la rând când vin la școală. Gata, Spider, fii cu minte că n-au zis nimic, au zis numai de bine, au zis că ești foarte tare, că ai meritat, că sacrificiu. Bă, unde să pleci, mă, tu? Cum să-ți fie rău? Ți-a amintit așa rău dintr-o dată? Da, mă duc să fumez la femei. Ce ai zis, bă? Nimic! Nu mă spuneți la mama cu spate! Felicitări pentru Castro și pentru Spider. Au luat nota 8, restul azi la nota 7. Data viitoare să sperăm că o să fie mai bine, dar data viitoare nu o să mai fie un test la următorul mâine, adică nu o să mai fie niciun test, o să fie ceva super tare și o să vă placă vlog-ul, o activitate. Profesor, profu, să nu mă spuneți la mama că nu mă mai lasă la televizor.
Gata, nu. Hai, te spun. Hai, spun eu cum vine să te aducă la școală, copile. Următoarea dată vă promit că o să aveți mâine o activitate super tare care o să vă placă foarte mult. O să vă jucați ceva de... Dar nu vă zic mai mult de atât. Cam atât, copii, mă bucur că a fost o oră. A fost o oră ok, n-a fost o oră foarte așa. Ați luat notele 78, sunt niște note ok de trecere, e totul bine. Data viitoare să sperăm că o să fie mult mai bine când o să mai dăm alt test, dar momentan este bine pentru a doua zi. Sper că v-a plăcut și vouă ora aceasta și că ați învățat ceva foarte mult. Mâine nu o să pot veni la școală că am diaree. Cum adică mâine ai diaree? Păi ce, îți vine de acum, tu știi ce se întâmplă mâine? Cum adică? Ai că nu vii la școală? Da. O să am diaree mâine, cred că știu, nu știu. Lasă că, da, m-a spus doctor că o să am diaree și nu o să pot să vin la școală. Dacă nu vii, lasă că vorbesc eu cu mama ta, nicio problemă. Nu, vin. Vii? Ok, vii. Bun, copii, cam atât. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi la ore, cei care ați fost. Spider, mulțumesc pentru prezența așa online, că chiar ți-ai luat din timpul tău acolo de pe teren. Chiar impresionant gestul ăsta al tău. Pentru asta... Hai că eu mă duc că-mi începe meciul. Pa. Bine, gata, Spider, hai că mai vreau să zic ceva, să-i mai dau un punct în plus, dar deja s-a adus, pa. Nu-i mai dau niciun punct. Că n-am închis. Ah, n-ai plecat? Bine. Spider, deci tu o să primești nota 9 pentru efortul depus astăzi. E da, deci nota 9, Spider, castorul 8, restul 7. Ne vedem data viitoare, vă promit că mâine o să fie o zi super tare care o să vă placă foarte mult. Deci să nu ratați ziua de mâine, că chiar o să vă placă foarte mult. Papa, bună ziua copii, papa, la revedere. La revedere. Vă pup la gogo, domn profesor. A fost o oră ok, n-a fost o oră obositoare. Bine, a fost cât de cât obositoare, dar mă bucur totuși fiindcă a fost foarte tare. Adică au știut și câte ceva, au luat chiar nota 9 Spider. Eu zic că merită, nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă Spider chiar merita să ia nota 9. Și Castor a luat nota 8, restul au luat nota 7, ce-i drept, dar da. Cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să mai facem episoade de genul în continuare cu școala de toxici, nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Eu zic că trebuia să o fi făcut de mult. Dacă ați ajuns până aici la final, 100% ați făcut-o, dați un like acolo, un comentariu dacă mai vreți și scrieți-vă acolo ce activitate să facem următorul episod, să dăm test, de fapt nu, că test am dat deja, dar să ne jucăm fotbal, să facem ceva, să mergem la ATV-uri, la curse, la nebunii de-astea, nu știu, scrieți-vă acolo și ziceți pe ce hartă, că chiar nu știu ce să zic, adică ar fi o idee să intrăm pe Turbo Temple sau pe la de fotbal, nu știu, scrieți-vă acolo ce activitate să facem și eu o să țin cont de spusele voastre. Comentariul care are cel mai multe like-uri sau care o să-mi placă mie cel mai mult o să fie ăsta aici în următorul videoclip. Deci da, n-ați înțeles voi, nu mai zic prea multe că deja mă încurc. Like, subscribe, nu uitați primul link în descriere, Eneba, pentru cele mai ieftine jocuri cu codul meu. Bine, nu e cod, e link, dar da, intrați pe link-ul ăla și nu mai trebuie să mai băgați nimic după. Cam atât o să fie dacă aveți ceva de cumpărat, Robux, orice joc, ce vreți voi. Sper că v-a plăcut, like, subscribe, follow pe Instagram neapărat, pa, pa.